Am revenit cu noi informații despre moartea neașteptată a micăi, prințesa din Abracadabra. Tânăra de 31 de ani, care a fost transferată acum 2 săptămâni de la Spitalul Universitar de Urgență București, a murit în urma unui șoc hemoragic prin sângerare masivă. Fusese internată cu insuficiență hepatică și ciroză hepatică, spune Mediafax, care o citează pe Carmen Orban, managerul Institutului Clinic Fundeni. Tulburător va rămâne probabil ultimul mesaj lăsat pe Facebook, în care Mica spunea că s-a logodit cu boala. Cum se simte Mica? Tocmai ați ieșit din salon de la ea. Starea ei s-a agravat față de ieri, când aveam cu toți așa speranțe, pentru că deschisese ochii și ieșise din comă indusă și nu mai era intubată și azi noapte înțeleg că a intrat din nou într-o stare critică și acum suntem alături de părinți. Am adunat cu toți aici la spital și așteptăm. Ieri, întreaga familie avea speranța că Mica are o șansă. Cu toții se rugau să se întâmple miracolul. Astăzi însă, colegii de la Abracadabra au venit într-un suflet la Spitalul Fundeni, unde nu îi așteptau vești bune. Înțeles că a venit și un preot la ea? Da, este un fost coleg de-al ei, care a ținut o slujbă, nu-i prima oară când vine. Oricum, starea ei și ieri era critică, oricum era la aparate. Ne-am bucurat că a deschis ochii și că putea să respire cu ajutorul mășcii de oxigen, dar acum se pare că e puțin mai rău și suntem aici alături de ea să ne rugăm, poate și revine. Poate că așa e boala, poate că trece din rău în bine, din bine în rău, nu știu. Asta e cel mai important, ne rugăm cu toții să nu se întâmple nimic măcar. Să treacă cu bine de orele astea când e intubată. După ce a fost intubată, după ce și-a revenit din coma, normal, trebuia să recreeze din câte știm noi și ne-a spus și tatăl reflexul respirator al plămânului. Dar până azi dimineața a fost totuși respirat cu masca de oxigen și deschisese ochii și comunica. Acum să dea Dumnezeu să-și revină iarăși și să fie din ce și mai bine. În aceste momente nu este conștientă? Nu este, nu. Am intrat acolo așa. Sperăm că e doar una, o altă cădere și așa cum și-a revenit ieri, poate să-și revină și mai încolo. Familia este înăuntru. Evident, evident. Și mai mult așa, adică cred că trebuie să fim acolo pentru ei și vom rămâne astăzi la spital alături de ei. Răvășit, tatăl Micăi parcă nici nu mai realizează ce se întâmplă. În tot acest timp a stat lângă fiica sa clipă de clipă. Eu îmi doresc să țiu momentul în loc să trăiască. Nu mai pot, nu mai rezist și nervii sunt la pământ. Nu nervii mei, nu, ceva, nu, sper să fiu întreg în continuare. Din momentul în care a aflat că fiica lui este bolnavă, bărbatul s-a agățat de orice speranță, de orice cuvânt al medicilor. Și am zis, domnul doctor, există vreo șansă? Există o șansă, dar minimă. Există o șansă. Ce șansă există? Ce v-au spus că trebuie să faceți? Nu știu ce să pot să fac. Totul depinde de ea? Depinde de ea și medicamentație și din momentul în care a băgat tubajul acela, nu mai aude. Deci doarme efectiv un somn, cred că sedat. Nici Marian Râlea nu a acceptat ușor gândul că Mica suferă atât de mult. A fost dintotdeauna ca un al doilea tată pentru ea. Magicianul și Mica au păstrat o legătură strânsă și după ce Abracadabra s-a terminat. Am lucrat atâția ani împreună cu ea și sigur că
mai mult decât trist să auzi că se întâmplă așa ceva cu un suflet apropiat. Am mizat mult pe tinerețe. Și aveți grijă cu tinerețea, nu vă jucați cu ea, că este, viața este unică. Și timpul este irreversibil. Nu ne mai întâlnim cu momentul ăsta. Mai cu seamă că era o fată deosebită. Din toate punctele de vedere, în sensul în care învăța exemplar, n-a vrut să își aleagă cariera de actriță, fusese, văzuse foarte multe lucruri în străinătate, studiase în străinătate, în țară, știa atâtea limbi, era un om de o capacitate și de un talent, eu cred că ieșit din comun. O veste foarte tristă care ne-a șocat pe toți, chiar dacă mulți n-am cunoscut-o personal, dar am trăit și am crescut cu ea uitându-ne la Abracadabra. Suntem acum în legătură directă cu Oana Tache, colega noastră de la Pro FM. Oana a făcut parte din trupa aceea minunată, Abracadabra. Oana, nu pot să zic bună ziua. Nu, nu putem, pur și simplu. Vrem să știm ce simți tu. Pentru noi este o după-amiază de coșmar și cu siguranță că ceea ce simțim noi, marele gol pe care îl avem în momentele astea, nu se compară cu ceea ce îndură părinții micăi acum. Am ascultat materialul vostru în căști. Toată lumea se aștepta la o minune. Chiar mă gândeam zile trecute că ar fi frumos să fim din nou la Abracadabra. Acum 10-15 ani cu toții și magii să facă una dintre minunile lui. Bineînțeles că nu s-a putut și bineînțeles că până la urmă nu există nimeni vinovat pentru treaba asta. Eu cred că este un semnal de alarmă pentru toți cei tineri, pentru toți cei care muncesc foarte mult, au ambiții mari și cred totodată că Mica, fără să știe, fără să-și dea seama, a reușit să readucă echipa Abracadabra încă o dată împreună așa cum eram cu ani în urmă. Îmi cer scuze, nu ne revenim din șoc. De două zile suntem toți în legătură directă de la Londra, din Statele Unite ale Americii. David Morar, Iulia Sfârlea de la Londra, Dana, Andreea, toți suntem conectați. Așa cum nu am mai fost decât în zilele în care filmam de dimineața până seara, ore întregi la Abracadabra. Oana, când ai vorbit ultima dată cu Mica? Noi nu am ținut legătura. Noi trebuie să înțelegeți, este vorba de prietenia aceea, adevărata prietenie. Nu ne sunam în fiecare zi, nu vorbeam în fiecare zi, dar fiecare membru Abracadabra îi simte pe ceilalți. Noi așa am fost, am crescut ani de zile împreună, zi de zi. Știai de starea gravă de sănătate prin ceea ce trece ea? Ne-a luat prin surprindere pe toți, așa cum au spus și colegii mei, Dana, Andreea, nu, nimeni nu a știut de treaba asta. Toată lumea și-a imaginat că este la studii sau că este foarte bine. Mica a fost întotdeauna un om foarte ambițios, un om care și-a dorit să realizeze foarte multe lucruri pe care le-a și, până la urmă, l-a pus în practică. Dar iată că și ambiția te poate duce într-un punct din care nu te mai poți întoarce. În urmă cu două săptămâni, când a fost internată la Spitalul Universitar, scria pe Facebook: m-am căsătorit cu boala însăși, iar cavalerul nostru de onoare este Spitalul Universitar. Din păcate, a ajuns la Spitalul Fundeni, unde starea ei s-a agravat și, din păcate, astăzi am aflat că a murit. Cum este ți se pare mesajul ăsta? Este îngrozitor pentru noi. Este îngrozitor. Erați prietene pe Facebook? Ai citit acest da, mesaj? Da, toți suntem prieteni pe Facebook. Toți ne scriem pe Facebook. Ai citit acest mesaj? Nu am citit acest mesaj în acea perioadă și regret foarte tare, pentru că dacă am fi deschis probabil ochii mai mult, am fi putut ajuta din timp. Îți va lipsi? Poftim? Te întreb, îți va lipsi? Da, ce îți va lipsi? Ce îți va lipsi de la Mica? Absolut totul. Mica era un înger. Mica era foarte bună cu noi, cu fiecare dintre noi. Nu a fost niciodată arogantă. Nu, a fost un om extraordinar și va rămâne în sufletele noastre un om extraordinar. Nu poți să lipsească ceva de la ea. Lipsește cu totul.
Ai reușit să vorbești cu colegi, foștii tăi colegi de la Abracadabra? Sunt chiar acum pe Facebook cu David Morar, cu Matei Stănculescu, am vorbit puțin mai devreme, cu Ducu m-am și văzut săptămâna asta, cu Andreea, eu am sunat-o pe Andreea și am dat tristă veste pentru că nu știam dacă a aflat. Cu Dana nu m-am apucat încă, dar cu siguranță vom fi uniți, așa cum am fost dintotdeauna și probabil că vom face tot ceea ce este necesar pentru ca să le oferim un sprijin tot al părinților Micăi. Mulțumim frumos, Oana, că ți-ai adunat așa forțele și ai avut puterea să intri în direct cu noi. E un moment greu, repet, chiar dacă nu am cunoscut-o personal, am văzut-o doar aici, puțin pe holurile studiourilor ProTV, dar am crescut alături de ei, uitându-ne la Abracadabra. Dumnezeu să odihnească și să întărească pe părinți care cu siguranță trec prin momente foarte grele. Noi mergem acum mai departe și ne întâlnim